Salut tuturor și bine v-am găsit din seara asta preferată de Minecraft Survival. Deci asta continuăm seria și facem, și scrie și în titlu, facem o fermă automată de cactus pentru că trebuie să ne apucăm de zona de corturi care ne-ați propus-o în nu mai știu ce episod. Și știți că avem aici frumos cărțulia, nu prea, am văzut că n-ați mai propus nicio creație care să facem pe această hartă, așa că nu am mai trecut nimica. Așa. Bun. Deci ne-am pregătit aici frumos, avem toate astea pentru fermă. Bine, nu chiar toate, mai avem nevoie probabil de niște chestii. Dar mergem să pregătim zona, dar în primul rând, uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă vă place fața mea. Dar mai important, dacă vă place această serie minunată de Minecraft survival de astea. Așa. Bun, în primul rând trebuie să vă prezint două ferme noi pe care le-am făcut, pentru că ce de băiat vă sun asta degeaba, decât s-a întors și s-a apucat să facă încă două ferme noi pe lângă cele de lână automate. Frumos. Ale avem acolo, v-am spus că o să le mărim cât am lucrat eu pe hartă. S-a mai adunat aici ceva lână. După cum vedeți, trebuie să ne apucăm să facem și moara de vânt, dacă o facem când terminăm toate astea. Și aici avem frumos o fermă automată de plantații de astea, de toate. Că am pus de toate pe aici. Așa că hai să o strângem frumos. Vedeți și voi cum merge. A, da, am făcut steagul acestei serii. Asta este steagul. Frumos, bă, tu ce vrei. Dau capac, lasă-mă. Așa. Unde am pus ăla? Uite aici. Haideți să vedem cum merge. Că am lăsat să crească toate astea. Întâi și întâi. Bă, pe aici au sărit și pe aici, ce să facem? Hai să le strângem și pe astea, că nu ni le aduce nimeni. Așa. Bă, am strășit, dar nu au căzut foarte multe pe lângă. Bă, da, potatoes foarte mulți au căzut pe lângă. Dar s-au strâns cam toate, să vedem, ar trebui să se oprească. Da. Se oprește frumos și aici în fiecare de ăsta se strâng. Bine, o să-l las să se strângă puțin astea, după care o să le replantez, pentru că nu are rost să le replantez acum. Se strângă, dar o să am nevoie de astea. De astea o să cam am nevoie. Pentru că mai avem încă o fermă nouă în afară de asta. Să o fermă automată de văcuțe, de carne de văcuțe, mă, și de piele, practic. Uitați-o aici. Frumos. Dați așa puțin că mare reclamă ne-a dat boșilor. Știți cum e cu YouTube-ul ăsta care nu-l plătești. Îți bagă reclame. Aici frumos, trebuie să le mulțim pe nebunele astea. Haide, mă. Hai. Bă, nu știu cât de mult de mulțesc acum. Sper să le dau. Asta nu mai mănâncă, nu? Dacă nu... Te le mai dau și după partea asta, poate... Poate mai iese vreun puiuț, aia e. Hai, degeonule! Așa. Am acum asta oprim. Sper că au făcut astea pui. Hai să ne vedem. Să ne facă cărniță prăjită frumos alea. Da, frumos aici. O să avem acum mâncare, berechet și aici. M-am uitat să facem fermă automată de cactus. O văd că mă taie. M-am tuns frumos, m-am făcut frumusel aici pentru clip și aici, vezi ce se întâmplă. Bun. Ne apucăm să spargem astea. Ce să facem? Trebuie să facem curățenie pe aici, boșilor. Ne apucăm de fermă ca să ne apucăm de fermă, pentru că altfel nu se poate. Bam. Hai să nivelăm aici frumos puțin. Torțe am, torțe, hai că am și torțe. Bam. Și m-am gândit să fac aici în muntele ăsta, dar cred că am uitat ceva. Am uitat să-mi iau niște chestii. E, lasă că oricum până spargem până alea. Nu e problemă. Mă, o să intru eu acum, nu știu cât de mare e, cam ce înălțime are, hai să vedem.
Până la ce înălțime putem să construim? Oricum nivelăm noi după aia, n-ar fi o problemă. De partea asta facem construcția până la nivelul ăsta. Până la 82, deci ar trebui să... Da, deci până la 82 putem să construim. Hai să vedem, deja vedeți că nu se mai poate. Deci punem pe aici lumină. Dar este problema că o fac așa și nu o fac afară, pentru că afară s-ar vedea urât. Și, na, mai bine o facem aici. Bă, nu știu cât de mare o fac chestia asta acum. Eu o fac până aici și dacă mai ai nevoie, mai facem după aia. Asta o să încep de una. Cât merge apa? Bun, hai să vedem întâi cât merge apa. Deci merge 7 blocuri? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci aici ar veni ăsta. Da. Punem așa unul ăsta, ca să știm. Îți, și acum ne apucăm de spart. Până aici trebuie să spargem în sus mult. Și într-o parte. În sus și într-o parte. Pentru că, na. În sus cât putem să spargem. Atâta putem să spargem. Hai să facem așa. Ne apucăm de spart alea, nu știu. Pentru că am văzut că vă place seria de Minecraft, atunci clipul ăsta probabil să-l fac ceva mai lung. Lucrăm aici frumos la fermă, ca să vedeți și voi. Și probabil vă dați seama că episodul viitor deja o să fie gata. Pentru că, na. Băiatul vostru muncește pentru a vă arăta multe chestii faine făcute pe această serie de Minecraft. Cum, na. Mamă, deja mi-a durat gura 7 minute și nu mai pot, ești nebun, deci... Dragi aer, Alexe, haide! Hai că merge, nu te opri. Mamă, dar cât construiesc aici, cât îți scoși shader-ul, pentru că nu... Nu zic, mamă, câtă lumină e, frate! Oai, Doamne! Mamă, câtă lumină e! Să luminăm și după aia, pe aici, mamă, câte chestii să facem! Hai că nu trebuie să spargem mult. Mamă, zici că lucrez cum am lucrat la grinder-ul ăla. Pe asta e pentru că o fac înăuntru și nu o fac afară. Dacă aș face afară, probabil n-ar trebui să spar chiar atâta, dar... Na. Vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Bam. Cât frumos cu astea. Bă, nu știu, eu m-am apucat aici, spară frumos alea. Da, na. Păi părții astea sunt plictisitoare, nu știu, sunt plictisitoare, vă place când să vedeți cum spar cum astea? Puteți să-mi scrieți mie în comentarii. Ca să știu dacă e așa, poate mă apuc să editez astea și nu vi le mai pun așa brut. Dar asta înseamnă muncă în plus pentru mine, dar pentru că am văzut că vă place seria asta, atunci posibil să fac și chestia asta. Deja acolo am dat de astea, mamă, trebuie să le iau un pat. Dar fac repede rost și de pat. E noapte, da? Hai să facem... Acolo îmi băgați, înseamnă acolo am testat eu să văd dacă merge... Mai merge ferma asta, hai să facem pambă frumos pe aici. Mergem și noi, luăm 3 bucăți de lână. Îți... Bam. Așa că funcționează. Și ne punem aici la locul de muncă, nu? Frumos, că altfel... Îți aici frumos, facem un d-asta. Aici punem un d-asta, vorbesc mai tare pentru că e reclamă pe YouTube, fac. Închide, așa. Bun. Facem aici, bum, un pătut și ne culcăm. Da. E bine totuși că avem d-astea unelte de diamant, sunt încentate frumos, deci merge repede
Deci destul de repede treaba ca idee. Nu știu cât e asta, cât e asta, atâta fac, adică e cu una mai mult, e bine, mai spargem una, n-ar fi o problemă. Mai spargem un rând. Bam. Haide. Pam, pam, pam. Au, v-am zis, deci mie de obicei merge gura cam 10 minute, după aia nu mai, e cam gata. Vedeți frumos. Da. Mai mult nu merge gura decât 10 minute. Deja e, deja nu mai știu ce să mai zic efectiv. Pam, pam, pam. Haide, tată, haide. Frumos, alea, alea, bam. Mamă, lasă că, dar uite că nu sunt foarte multe găuri, adică le astupăm repede, bam. Bine, mai ideea e că m-ar trebui să mai sparg un rând, că facem și tavanul ăsta, dar na. Nici nu știu cam câți cactuși mi-au intrat aici, dar rămâne de văzut. Hai că n-a durat așa mult să facem asta. Am făcut destul de repede ca idee, mamă, dar mi s-a umplut inventarul. Bă, ce facem? Mi s-a umplut inventarul. Hai că am chesturi aici și oricum nu folosim atâtea chesturi. Te pun aici un chest. Hai că l-am pus. Dacă e. Asta le țin, că o să am nevoie. Asta le mai țin. Ce să țin și eu? Băi, eu am nevoie decât un cufăr, dar... Na. Hați. Hai să facem curaj pe aici. Așa. Băi, eu am loc aici, stai așa, că fac puțin loc pentru astea. Pentru gălețile astea, de-aia puteți să mergem să le umplem. Nu de alta, hai că avem apoi aici lângă noi. Bine, nu prea avem pe unde urca, dar... Bă, cred că ne ajung, adică... Pana mea. Eu zic că ajung, acum rămâne de văzut. Măi, eu am zis că vreau să vină aici, nu? Asta. Am asta, am zis că trebuie să sparg și astea. Mamă, stai așa, că fac aici altă cameră. Să le bag pe astea. Și mai aici o cameră frumos, rapidă. Mamă, dar o să am loc. Fac. Era la aia, naibii cu reclamele voastre. Să fiți. Iau pe astea întâi, n-am pickaxe. N-am topor să sparg ăsta. Mamă, bă! Mamă, 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 cine e face, luăm și noi aici astea. Dă un cufăr ca să am unde să pun, să depozitez. Mai facem un ăsta, punem un pat, mai facem un ăsta, punem aici un crafting. Haide, tată. Hai că depozităm acum tot să-mi bag picioare. Asta e buba mea când construiez astea, că nu-mi vine cum. Știu că vă deranjează click-ul meu, pare rău. Pare rău, boșilor. Chiar îmi pare rău. Ia-ți. Ok, nu mai am loc. Iau ce am nevoie, apă, da, de apă am nevoie. Și băgăm ce n-avem acum nevoie, adică astea. Și practic mai iau apă, mai bag de-astea. Și astea o să am nevoie și astea. E și de-astea, nu se mai... Așa. De uite, o să am nevoie și băgăm asta, da. Bun. Vezi că vine aici, da, de ce nu fac și în partea aia? Și în partea aia am nevoie, cât am făcut aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, încă 3. 1, 2, 3. Hai să-i dăm să spargem și asta. Din păcate, mai repede de atâta nu putem sparge, așa că... Da.
Hai că n-a de cărbune dacă e ceva. Pune aici așa grevă. Atâta? Da. Ok. Dacă atâta trebuie, atâta facem. Stai să pun și pe aici torțe, că na. Dacă eu să mă trezesc cu monștri pe aici. Carcalaci. Pentru că n-ar putea să cadă de acolo de sus, da? Da. Hăt frumos. Iar mi-a băgat, bă, reclamă, mamă. Bă, dar știi, YouTube nu mai reclamă, știe să bage. Dacă vrei să asculti și tu o ceva acolo, o melodie, o ceva, n-ai cum, mă, că se bagă YouTube-ul ăsta imediat, imediat. Îți spune, nope, tu te uiți la reclamă, că așa zic eu. Da, e bulangiu YouTube-ul, ce să-i facem? Eu pun acum torse, dar practic trebuie să le iau, pentru că trebuie să sparg un nivel în jos. Adică, da. Îți, genule. Nu știu, sper să mă apuc să fac asta cât de repede pot ca să... Ca să facem... Să vedeți și voi cum se face. Bine, nu că ar fi ceva extrem de greu, adică ați văzut ca idee sistemul. Și asta mă gândesc că poți să faci cam cât de mare vrei tu. Acum depinde și cât... Cât de mult vrei să... Vrei să faci cât de repede ai nevoie, adică, da. Nu știu când se face noapte. Aia este. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Așa. Bun. Cum ar trebui să facem chestia asta? Bine, problema ar fi că... A, de fapt stai mă, că nu e nicio problemă, că avem Deep Strider. Bun, ia uite, frumos, alea. Eu am făcut chestia asta așa, dar... Că de toate astea o să scadă aici și aici. Și până la urmă aici gen o să vină câți genule. Aici vine un cufăr frumos. Și aici o să cam vină... O să cam vină hopere. Hopper. Bine, nu știu. Ori fac un singur hopper. Hai că fac un singur hopper. Și mai pun niște apă pe aici. Că nu e o problemă. Adică îl fac repede. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și trebuie 7. Dar atunci nu e bine, mai trebuie să cobor una. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și trebuie să mai cobor una. Haide! Hai că dacă e ceva, face și ne ferma asta. Așa. Și credeți că mai coborăm una, așa. Așa. Și mă mai trebuie să punem așa frumos una bucată găleată aici. Și una bucată găleată aici. Și acum o să avem nevoie de... Și când ziceam eu că o să avem nevoie? Da. Ok, aici niște scări. Vezi. Ajung astea deocamdată. Așa. De asta nu mai avem nevoie de cufăr, nu mai avem loc. Hai că fac normândul ăsta așa. Așa și iar e reclamă, câți? Bine, de fapt pot să lucrez puțin așa. Practic pot să fac chestia asta. Așa. Ca să vedeți și voi sistemul, o să fac așa ca să-l vedeți voi sistemul. După care o să
continui, o să probabil să fac off-camera. Pentru că, na. Deja trebuie să pierd mult timp până mă duc în casă, până aia. Na. Așa. Dar asta nu e bun aici, stai așa. Că alea nu merg acolo, nu sunt bine, nu o să funcționeze. Să le facem doar atâta. Nu e o problemă asta. Nu e absolut nicio problemă, facem doar atâta. Fă-ți frumos. Asta e că astea de fapt trebuie să fie una lângă alta. Bă, ce bogus. Bă, ce bogus uneori să mor eu. Nu știu ce o să le gândesc. Ba. Așa. Spargem unde sunt astea. Așa. Îți. Haide, așa. Bam, și mai trebuie să băgăm cactus pe ele. Dar probabil să facem asta în episodul următor, pentru că nu mai avem timp și deja s-a făcut iară noapte și trebuie să dormim. La fel ne mănâncă carcalaci. De fapt nu, cred că episodul următor o găsiți gata făcută. Așa că noi ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa, pa!